Dacă ne-am întrebat care este mesajul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl adresează fiecăruia dintre noi, acest video ne răspunde cu mărturii în special din Sfinții Părinți. Bună! Sunt Dr. Josh aici la God Be With You, unde vă oferim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Dacă ești pentru prima dată aici, nu ezita să dai subscribe. Și acum să trecem la subiect. Sfântul Ioan Botezătorul, prietenul Mirelui. Noi îl numim pe Sfântul Ioan Botezătorul în special botezător sau înainte mergător, pentru că el a fost botezător și înainte mergător al lui Hristos. El l-a vestit pe Hristos în două împărății. Se spune că l-a vestit oamenilor pe Hristos pe pământ, dar l-a vestit oamenilor și în iad. Căci zice Sfântul Grigorie de Nazianz, în a sa cuvântarea 43-a, zice că Irod l-a trimis să vestească mai degrabă pe Mesia celor din iad. Așadar, Ioan este profet, dar el este mai mult decât profet. El este împlinirea profeților, el este degetul profeților care indică spre Hristos, iată-l, iată-l mielul lui Dumnezeu, iată împlinirea profețiilor voastre. Despre Sfântul Ioan Botezătorul se spune că a venit cu Duhul și cu puterea lui Ilie, pentru că Ilie era, pentru cei din vechime, profetul prin excelență și omul de acțiune, iar Sfântul Ioan Botezătorul a fost chip și imagine a lui Ilie, a venit cu Duhul și puterea lui Ilie. De aceea se obișnuia și se obișnuiește să se facă paralelă între Ilie și Ioan. Amândoi sunt precursori și modele pentru solitari, dar modele pentru fiecare dintre noi, pentru noi toți, prin post, prin rugăciune, prin dedicare lui Dumnezeu, prin viața ascetică. În vechime, când se dorea să se facă un panegiric, un cuvânt de laudă pentru cineva, se compara viața acestuia cu a dreptilor din vechime, cu a lui Abel, cu a lui Enoch, cu a lui Ilie, cu a lui Pavel, dar invariabil cu a Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Grigorie de Nazianz, când face panegiric pentru Sfântul Vasile cel Mare, îl compară cu Ioan Botezătorul. De asemenea, Sfântul Grigorie de Nisa, când face panegiric sau cuvânt de laudă la adresa Sfântului Efrem, îl aseamănă cu vechii profeți și drepți ai Testamentului Nou și ai celui vechi și îl compară în special cu Ioan Botezătorul. Dar cel mai sintetic mi se pare a fi Afrat Sirianul, care pune în paralel pe Ilie, pe Ioan Botezătorul și pe cei dintre noi care vrem să ne asemănăm cu ei. Dacă Ilie a locuit în solitudine, Ioan Botezătorul a locuit și el în deșert, și în deșert locuim și noi, fie în deșertul real, fie în acela simbolic al cetăților sau al orașelor noastre contemporane. Dacă Ilie era încins la mijloc cu un brâu, Ioan era încins cu o curea de piele, noi trebuie să fim încinși cu înfrânarea. Dacă Ilie a fost izgonit de Izabela, Ioan Botezătorul a fost persecutat de Irodiada, cel drept este persecutat de lumea în care trăiește. Ilie îl mustra pe Ahab, Ioan îl mustra pe Irod, iar noi trebuie să mustrăm păcatul. Ilie despărțea Iordanul, Sfântul Ioan Botezătorul deschidea apele botezului pentru cei care veneau la Hristos, iar noi deschidem râurile lacrimilor noastre pentru păcatele noastre, care sunt al doilea botez, care și ele ne duc în împărăția lui Dumnezeu. Ilie a dat dar îndoit lui Elisei. Ioan consacra mâinile lui Hristos, prin care se dă bisericii Sfântul Duh fără măsură. Și noi deschidem inima noastră
ca să primim pe Sfântul Duh înăuntrul nostru. Ilie a deschis cerurile și s-a ridicat. Ioan Botezătorul a văzut cerurile deschise deasupra sa, iar noi deschidem cerul inimii noastre. Iată, în paralel, pe trei coloane, pe Ilie, pe Ioan Botezătorul și pe fiecare dintre noi. Ioan Botezătorul a fost numit și cântat ca locuitor al pustiului și înger în trup și împreună viețuitor cu îngerii. Ce vrei mai mult decât atâta, decât să locuiești, să trăiești în lumea aceasta și să trăiești și în împărăția lui Dumnezeu. Și asta este o chemare pentru noi și El este model pentru noi. Se vorbește uneori la Sfântul Grigorie de Nazianz, de exemplu, despre filozofia lui Ioan, adică un mod de viață specific al cuiva. În cazul acesta, modul de viață al lui Ioan Botezătorul comparată cu o filozofie. Dar Ioan Botezătorul poate fi pus în paralel nu doar cu Ilie și nu doar cu noi. El a fost pus din vechime încă în paralel și cu Maica Domnului. Pentru că dacă Maica Domnului a știut în momentul crucial al umanității să zică iată roaba Domnului, Ioan Botezătorul într-un moment similar a zis eu sunt prietenul mirelui, iar el, mirele, trebuie să fie în creștere, iar eu să mă plec în fața lui, pentru că el este centru. De aceea, când cei doi sunt prezentați, adică Maica Domnului și Ioan Botezătorul împreună cu Hristos, acea icoană primește numele de Deisis. Și astfel de icoane noi am văzut multe. Îmi spunea cineva și am înțeles-o ascultând slujba Sfântului Ioan Botezătorul, că însăși icoana Adormirii Maicii Domnului este o icoană de Isis. Deși reprezentat Sfântul Ioan Botezătorul nu este personal acolo, dar este reprezentat simbolic. Pentru că dacă Sfântul Ioan în cântarea a noua din canonul său este numit înger și sfeșnic și glas, cele trei elemente le regăsim în icoana Adormirii Maicii Domnului. Vedem dinainte ei sfeșnicul sau lumânarea în sfeșnic, iar lângă urechea Mântuitorului, simbol al glasului, vedem un cheruvim sau un înger. În felul acesta, prin aceste trei calități, Ioan Botezătorul este nelipsit de la această nuntă universală, cosmică, care este trecerea Maicii Domnului din lumea aceasta în împărăția cerurilor. Și zice Ioan Botezătorul despre el și despre Hristos. El trebuie să crească, adică Hristos, mirele, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Este model pentru toți, pentru fiecare dintre noi, de totală depășire de sine. El este prietenul mirelui și se bucură să asculte și să împărtășească bucuria de care se bucură mirele însuși. Această viziune nupțială, această viziune a nunții este semnul sau minunea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pentru că întruparea este nunta mirelui cu întreaga umanitate. Hristos este mirele, iar umanitatea este mireasa. Nu întâmplător, începutul miracolelor Mântuitorului se face la o nuntă, care este simbol vizibil al bucuriei întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Și Hristos este esența sărbătorii,